Cele pentru schimbarea majorității. Sigur, vom avea timp să încheiem aceste discuții. Având în vedere că a fost ședința de Consiliul Județean și ne-am întâlnit cu toți consilierii județeni acolo, i-am rugat pe toți colegii consilieri de Partidul Național Liberal, județeni, să inițieze discuții în particular cu toți colegii consilieri județeni de la toate partidele care ar putea să înțeleagă proiectele pe care noi vrem să le propunem. Și în perioada următoare vom vedea, îi trebuie să existe un timp de gândire. Deci a fost o chestie deschisă, toți colegii au fost implicați în acest demers și până la momentul ăsta sunt câțiva pași făcuți, dar o să vi comunic în momentul în care voi ști ceva concret. Vă spun.